Rusia declară stare de urgență în regiunea Belgorod din cauza bombardamentelor forțelor armate ucrainiene. Peste 120.000 de oameni au plecat deja sau au fost evacuați din regiunea Kursk. Alte 59.000 de persoane erau în curs de evacuare acum câteva ore. În regiunea Belgorod din Rusia, care se învecinează cu Kursk, 11.000 de civili au fost evacuați deja. Există în momentul acesta o ofensivă ucrainiană care îl face pe președintele Joe Biden să declare că Putin se află în fața unei mari dileme în acest moment. Ce va face Putin? Cât de departe este el gata să meargă pentru a câștiga un război împotriva Ucrainei, care rezervă surprize mari în ultimul timp? Îi mulțumesc foarte mult domnului general Virgil Bălăceanu, legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc pentru intervenție. Sunt multe reacții de uimire ale comunității internaționale, ale liderilor lumii, după ce ucrainienii avansează pe teritoriul Rusiei în ultimul timp. Ce înseamnă această stare de alertă, de urgență, îmi cer scuze, pe care rușii o declară la nivel regional în regiunea Belgorod? Înseamnă că recunosc că sunt sub asaltul ucrainienilor? Da, este o recunoaștere. Pentru că, în definitiv, s-au aplicat prevederile ale legii antiteroriste, au intitulat-o rușii, în regiune Belgorod, Kursk și Briansk. Acum este starea de urgență, nu știu dacă există neapărat o similitudine ca și măsuri, starea de urgență în România și starea de urgență în regiunea Belgorod, însă starea de urgență este o stare excepțională când anumite libertăți sunt restricționate, iar pe de altă parte anumite forțe dețin controlul. Iau exemplul României și pentru informarea telespectatorilor, în condițiile decretării în România stării de urgență, Ministerul de Interne conduce toate operațiunile sprijinit de Ministerul Apărării, diferit față de starea de asediu, când Ministerul Apărării este cel care este cap de coardă. Interesant este însă că sunt luate măsuri în Belgorod. Belgorodul a fost ținta atacurilor ucrainienilor tot timpul, ca de altfel și Crimeea, pentru că cele două regiuni reprezintă infrastructura logistică pentru alimentarea frontului. Crimeea pentru frontul de sud, iar Belgorodul pentru frontul de est, în mod particular pentru Donbas. Nu știu dacă au ca misiune, știe mai bine Sârski și statul major, ca această grupare operațională mobilă care a pătruns pe teritoriul rusesc în regiunea Kursk, vorbim de o adâncime de 25 de kilometri, vorbim de un front de 40 de kilometri, spunea generalul Sârski, am ocupat, deși nu e un control extins, dar e vorba de ocuparea și de acțiune chiar prin misiuni de grupări mobile a 1000 de kilometri pătrați, înseamnă o suprafață considerabilă. Revenind însă asupra misiunii grupării mobile de pe teritoriul Federației Ruse, nu știm exact care este misiunea. Un scenariu mi-ar spune, dar nu știu dacă este decizia lui Sârski, o acțiune dinspre Sumy, respectiv curs înspre Belgorod, astfel încât să fie amenințat flancul drept al grupării de forțe care continuă ofensiva înspre Harkov. Lucrul acesta se poate întâmpla, deși distanțele sunt destul de provocatoare cu privire la desfășurarea unei asemenea misiuni. Nu știm exact ce și-a planificat Sârski din punct de vedere al zonei pe care urmează să o cucerească, zonei pe care trebuie să o controleze, zonei pe care trebuie să o pregătească pentru apărare, pentru că planificarea unei operații înseamnă nu numai dispozitivul pe care îl adopți pentru îndeplinirea unei misiuni, înseamnă și perioada pentru misiunea respectivă. Vom asista la o misiune de lungă durată
sau o misiune pentru un termen mai scurt, vom vedea, dar nu mai putem vorbi de termenii unei incursiuni pe teritoriul ucrainian. Deja nu sunt misiuni de tip incursiune, sunt lupte și putem vorbi, cred că nu exagerăm, deși n-au trecut prea multe zile de la declanșarea acestei operații, de bătălia pentru Kursk. Este în definitiv o replică, o acțiune în oglindă la bătălia rușilor pentru Donbas. Bătălia pentru Kursk este în curs de desfășurare și putem să ne gândim și, sigur, reversul medaliei. Kursk acum 81 de ani însemna și marea bătălie de tancuri, cea mai mare din al doilea război mondial, când Wehrmacht-ul a pierdut, mai ales prin ceea ce a însemnat lipsa de imposibilitatea de a reface frontul. Din momentul respectiv, soarta celui de-al doilea război mondial a Wehrmacht-ului, cel puțin în partea de est a Europei, a fost bine definită. Să vedem dacă de data aceasta Kursk-ul nu va însemna mai mult decât o acțiune pe teritoriul rusesc și mai mult decât atragerea unor rezerve, pentru că încă nu a fost oprită acțiunea ucrainienilor. Acțiunea ucrainienilor necesită dizlocarea unor rezerve tactice, operative, chiar strategice ale Federației Ruse. Un scop este clar, atragerea acelor rezerve și prin atragerea acestor rezerve să se diminueze până la oprire acțiunile ofensive ale rușilor pe celelalte direcții. Din păcate, ele continuă. Numai în cursul zilei de ieri au fost semnalate 133 de lupte pe cele 11 direcții pe care rușii sunt în ofensivă și nu se constată pe direcțiile cele mai importante înspre orașele Toresk, Pokrovsk și Ceasâv, iar retragerea rezervelor pentru a opri pătrunderea ucrainienilor pe teritoriul rusesc. Poate acțiunea în continuare a grupării mobile operaționale care acționează pe teritoriul Federației Ruse să atragă un număr mai important de rezerve care să se reflecte nu neapărat în încetarea acțiunilor ofensive, dar într-o temporizare a acțiunilor ofensive, mai ales în zona Donbasului, Donbasul reprezentând la ora actuală pentru ruși centru de greutate al războiului, obiectivul lor principal. Ziarul american Wall Street Journal scrie că Rusia retrage o parte din forțele sale din Ucraina ca să poată contracara avansul ucrainian în această regiune Kursk din Rusia. Este credibil scenariul acesta, domnule general, în condițiile în care, în momentul ăsta, Kievul spune că a preluat controlul asupra 74 de așezări, peste 1000 de kilometri pătrați de teren, chiar după ce a trecut granița? Spuneam mai devreme, legea luptei armate impune crearea unor grupări de forțe într-un timp foarte scurt pentru a opri înaintarea ucrainienilor. Nu e aceste grupări de forțe care să fie și geografic apropiate de această pătrundere a ucrainienilor decât cele care sunt deja în rezerva pentru războiul din Ucraina, rezerva strategică operativă, chiar rezerva tactică. Aici lucrurile sunt complicate pentru planificatorii ruși, dar trebuie să acționeze într-un timp scurt, pentru că a retrage mai ales rezervele tactice, rezervele operative, numai posibilitatea să-ți continui acțiunile ofensive pe direcția respectivă. Iată de ce este un scop destul de clar de ce s-a acționat în Kursk pentru atragerea acestor rezerve, astfel încât ritmul ofensivei rușilor, doar ei aveau inițiativa, să fie mai scăzut, iar pe anumite direcții poate să nu mai avem acțiuni ofensive ale rușilor. Acum s-a stabilit și un echilibru. Dacă în zona de sud, adică în Herson, Zaporojie, mai ales în zona de est, în Donbas, în zona de nord-est, înspre Harkov, inițiativa aparține în continuare rușilor, în Kursk, inițiativa aparține ucrainienilor. Ce e în stare Putin să facă pentru a nu pierde acest război? Pentru a nu pierde acest război, ar trebui să
și-a dat ordin, ar trebui nu Putin în sine, statul major general, comandamentul care va primi misiunea, dacă nu a primit-o pentru a opri această ofensivă, se vorbește mai mult de comandamentul grupării operaționale de nord, acționează cu 4 grupări operativ strategice ruși în Ucraina, e vorba de gruparea operativă Odessa, cea de sud, cea de centru și cea de nord. Cea de nord are ca obiectiv principal Harkovul, în afară de câteva obiective din Luhansk. Iată de ce, ajungând la problematica grupării operative de nord, ea trebuie să acționeze cu rezervele pe care le are pentru a opri înaintarea ucrainienilor. Deci de aici nu mai e vorba de decizia politică a lui Putin, este vorba de decizii care vizează planificarea militară, astfel încât ar trebui, și vorbesc în numele planificării ruse, să oprească ofensiva ucrainienilor, să producă pierderi cât mai importante grupării mobile operaționale ucrainiene și să se acționeze contraofensiv pentru respingerea acestei grupări operaționale mobile pe teritoriul Ucrainei. Ceea ce înseamnă o cantitate destul de mare de forțe, cantitatea de forțe pe care trebuie să o aibă Federația Rusă, probabil o știu ei dacă au informații mai exacte asupra cantității de forțe și mijloace pe care o au ucrainienii în această pătrundere. Unele informații, ucrainienii ne dau foarte puține informații și fac foarte bine, vorbesc de 4 brigăzi. Sunt 4 brigăzi, sunt mai mult de 4 brigăzi, este greu să stabilim. Au în rezervă și alte brigăzi pe care să le introducă în zona Kursk. Este o decizie care acum aparține planificării operaționale a comandamentului ucrainian. Nu știu dacă vor înființa un comandament separat, pentru că în zona respectivă acționează o grupare operațională Harkov. Posibil ca această grupare operațională Harkov să conducă acțiunea, poate să fie un comandament separat. Sârski va fi înscris în istoria artei militare, pentru că el are 2 acțiuni extrem de ingenioase, care au adus succese remarcabile. Vorba de contraofensiva din toamna lui 2022, când s-a pătruns în dispozitivul de apărare, de ofensivă, de fapt, al rușilor în zona Luhansk cu aproape 80 de kilometri. Și iată un al doilea exemplu, această pătrundere care a realizat o surprindere strategică în zona Kursk. Planificarea operației din zona Kursk este o planificare minuțioasă, a fost păstrată în secret. Din păcate, pentru ruși n-au avut informațiile necesare, din nou FSB-ul și GRU au clacat, în sensul în care nu au sezizat că există o grupare pregătită de forțe care se execută un atac mai mult decât atacurile care au mai fost în zona Kursk, în zona Belgorod, în zona Briansk a Corpului Voluntarilor Rus sau a Ligii pentru Libertatea Rusiei. Acum nu mai vorbim de incursiuni pe teritoriul Federației Ruse, vorbeam mai devreme de bătălia pentru Kursk pe care o duc forțele ucrainiene în contrapartidă la bătălia pentru Donbas pe care o duc forțele rusești. Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru explicațiile dumneavoastră. Cum motivează Tribunalul București decizia de arestare a celor 2 doctorițe de la Spitalul Pantelimon? Citez din motivație, inculpatele au acționat cu intenție directă de a suprima viața victimei, au arătat un dispreț profund față de viața persoanelor. Această motivație a apărut într-o zi în care șeful Corpului de Control al Ministrului Sănătății și-a dat demisia. Există discuții legate chiar de o posibilă demisie a Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Îi mulțumesc domnului Cezar Irimia, este președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Bună ziua, domnule Irimia, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Irimia, nu știu dacă ați citit această motivație a Tribunalului București, care scrie negru pe alb și înștiințează opinia publică odată cu apariția ei în spațiul public de faptul că inculpatele, adică cele 2 doctorițe, au acționat cu intenție directă de a suprima viața victimei. Se folosesc cuvinte foarte tari și foarte explicite.
Procurorii vor, în felul acesta, în modul acesta de exprimare, să transmită opiniei publice că n-a fost nimic întâmplător, domnule Irimia. Da, este crimă cu premeditare. Dacă procurorii au toate elementele care să demonstreze acest lucru, este jenant pentru breazla medicală, deoarece mulți sau majoritatea doctorilor se luptă, mai ales în patologia noastră, se luptă să ne țină în viață cu puținul pe care l-au la dispoziție. Uitați că există și reversul medaliei, să spun așa, trist, dar putem spune că e crimă cu premeditare. Și așa încrederea pacienților noștri în sistemul public de sănătate este una degradată total până la urmă, erodată, și asta din cauza sistemului de sănătate. Până la urmă trebuie văzută cauza, de ce s-a ajuns aici. Eu am mai dat un interviu și am spus, dacă ai o substanță pentru 10 pacienți și ai 20 de mililitri și îți ajunge doar pentru un pacient, medicul nu decide cărui pacient să-i dea acea substanță și căruia nu. Că nu-s Dumnezei să aleagă cine trăiește, cine moare. Nu sunt avocatul doctorilor. Știu că se procedează să le dea în mod egal la fiecare, care nici nu-i ajută, ba dimpotrivă. Deci, până la urmă, trebuie umbla la cauză. Cauza este sistemul de sănătate din România, care este în comă profundă de ani de zile și subfinanțat. Acum, fără o conducere cu o coloană vertebrală, s-a demonstrat acest lucru, pentru că noi pacienți, atunci când am cerut acces la investigații și tratament, am fost trimiși la Ministerul de Finanțe, că acolo sunt banii. Vă gândiți ce de gringoladă este în sistemul de sănătate din România? Da, în motivare judecătorul arată, citesc, că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Acum, sunt foarte multe, e un exemplu dat aici al unui pacient, îl cheamă Marian Militaru, iar inculpatele par a fi cele care au hotărât momentul în care omul acesta a murit, domnule Irimia. Toate aceste informații care vin în spațiul public, credeți că vor schimba ceva în comportamentul unor medici care, sigur, pot fi de bună credință, dar poate că din cauza programului încărcat sau cine știe ce alte circumstanțe, pot trata cu superficialitate anumite cazuri? Cu siguranță că ceva se va schimba. Teama mea cea mai mare este ca medicii să nu plece iar valuri în străinătate. Sunt așteptați, sunt niște profesioniști. Școala Românească de Medicină este una foarte bună și asta este teama mea majoră. Să știți că medicii nu mai pleacă din România din cauza motivației financiare. Pleacă pentru că ai lor copii trebuie să aibă acces la educație, la un sistem de educație adevărat și la un sistem de sănătate care să le asigure minimul necesar acestor copii să se dezvolte armonios. Nu ne pleacă doar medicii din țară, ne pleacă familii tinere cu copii pentru același motiv. Nu motivarea financiară, ci sistemul de educație și de sănătate. Așa că dacă nu vom avea grijă, ne ducem de râpă cu toții, vom fi condamnați la moarte fără să avem nici măcar o singură șansă. Chiar o să ne dorim acești medici care au decis, din păcate, strâmb pentru cei care au murit sau pentru cel care a murit, dar o să ne dorim să-i avem și pe aceștia, deoarece se știe că sistemul de sănătate din România are un deficit major de medici și cadre medicale. Mulțumesc foarte mult, domnule Irimia, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim cu informații noi legate de incendiile de lângă Atena, capitala Greciei, pentru că ele nu s-au stins. Aterizarea pe aeroportul din Atena, aterizarea avioanelor, este îngreunată de fumul gros care se degajă încă din împrejurimile capitalei Greciei. După o scurtă pauză, analizăm reacția turiștilor
a celor care încă au vacanțe plănuite, pentru, mai ales pentru această perioadă de Sfânta Maria. Mâine urmează zile libere în țara noastră. Sunt mulți care își planificau să-și facă restul vacanței de vară în Grecia. Ce decizii au luat ei? Vorbim cu un expert în turism după o scurtă pauză. Sunt zile în șir de când pompierii greci și europeni se luptă cu flăcările. Grecia a primit ajutor din partea tuturor țărilor europene, pentru că după aceste zile în care flăcările înalte de 10 de metri, 25 de metri de flăcări fuseseră văzute în zilele trecute, grecii încă resimt o pâclă deasă, un fum des, care pune probleme la aterizarea avioanelor pe aeroporturile din Atena. Ce se întâmplă cu românii care voiau să-și facă vacanța, vacanța aceasta care urmează, vacanța de Sfânta Maria, în Grecia, în apropierea Atenei? Traian Bădulescu este purtător de cuvânt al ANAT, în legătură directă. Bună ziua, domnule Bădulescu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua și bine v-am regăsit. Domnule Bădulescu, în această dimineață ascultam mărturia unei locuitoare a Atenei, care spunea că, sigur, capitala Greciei în momentul acesta nu pune un pericol de viață și de moarte pentru locuitorii ei, dar aerul este în continuare irrespirabil, aeroportul, după cum spuneam, este considerat de neaterizat în anumite momente, tocmai din cauza fumului. Ce știți că fac românii care aveau concedii programate în Grecia? Bine, la ora actuală m-am interesat și eu. Nu există absolut nicio perturbare a traficului turistic al românilor, dar aceasta și deoarece traficul, majoritatea românilor aleg alte destinații, aleg insulele, Atena, eventual doar un aeroport de tranzit, dar destul de rar. După cum am văzut, incendiile sunt doar în apropierea Atenei. M-am interesat, avioanele aterizează și în Atena, totuși nu vorbim de erupții vulcanice, care într-adevăr sunt periculoase și pot într-adevăr perturba sau opri traficul. Totuși avioanele au radare. Nu, n-am auzit să fie o perturbare a traficului turistic. Nu e prima oară când sunt incendii importante în Grecia. Până acum a scăzut numărul turiștilor români care se duc în Grecia, judecând și după incendiile de anul trecut și ce se întâmplă anul ăsta? Nu, n-a scăzut. Chiar este o creștere, pentru că Grecia totuși e o destinație foarte, foarte mare, deși ca țară nu e neapărat foarte mare, dar are mii de kilometri de plajă, zeci de insule în circuitul turistic și sunt mulți români care aleg de la și aceste zile, am și eu cunoștințe, care sunt pornind de la Halkidiki, Tasos, Paralia, Caterinii, Neiporii, Olympic Beach, apoi Rodos, Creta, Zakynthos și multe alte insule. După cum spuneam, din fericire, românii nici nu prea aterizează pe Atena acum. Ei aleg insule sau destinații turistice. Dar, repet, m-am interesat și am înțeles că și în Atena, când au fost burse cu care au lucrat anumiți agenți de turiști din România și din alte țări, nu au avut probleme majore de aterizare. Totul depinde de vânt, spuneau jurnaliștii care relatau de acolo. Dacă vântul bate mai puternic, atunci riscul e considerat mai mare. În zilele în care atmosfera e mai așezată, mai liniștită, nu există pericol atât de mare de propagare a incendiilor. Există vreun fel de training, de antrenament pe care se gândesc turiștii să-l facă înainte să plece într-o destinație care ar putea să pună probleme, domnule Bădurescu? Bine, trebuie să respecte anumite reguli și să știe că trebuie imediat să evacueze hotelul dacă se întâmplă ca incendiu, ca hotelul mai ales să fie la riviera pădurii și să ajungă incendiul lângă hotel. Agențiile de turism în astfel de cazuri au avut întotdeauna grijă să-i relocheze la alte hoteluri similare. Deși vorbim totuși de un factor natural, nu e vina nimănui, din păcate e o catastrofă mai mult sau mai puțin naturală. Ce mă bucură că au început și în Grecia să acționeze din ce în ce mai rapid, fiind astfel de cazuri și pompierii de acolo, autoritățile lor, și din ce am observat,
în ultimul an au fost neutralizate mult mai rapid incendiile. Sau aș spune chiar în ultimii ani, pas cu pas. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Traian Bădulescu. În țară sunt percheziții la oamenii care au furat cantități mari de motorină de la utilajele de pe șantierul autostrăzii A7. Știți, ni se spune că în România se extind autostrăzile, se lucrează, se construiește. Povestea furtului de combustibil este una de care autoritățile poate că ar trebui să țină cont, pentru că e o chestiune care pune probleme și care încetinește ritmul lucrărilor. Ni se alătură colegul nostru Ștefan Nedveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună ziua, Ștefan, mulțumesc pentru intervenție. Română, bună ziua. Nu sunt deloc rare aceste operațiuni de furt de combustibil din remorci și până la urmă hoților puțin le pasă că există un termen limită până la care autostrada trebuie terminată. Foarte interesant, trebuie să vedem de pe ce tronson, să spunem așa, al autostrăzii Moldovei se fură mai multă motorină decât e limita, să spunem așa, pentru că cel mai probabil autoritățile respectiv poliția, parchetul s-au sesizat după ce hoții au furat o cantitate mai mare de motorină. Nu cred că există șantier în România, nu cred că există vreun de pe care să nu se fure ceva, da. De pe care să nu se fure ceva, motorină, ciment, piatră, asfalt și așa mai departe, înțelegeți? Dacă s-ar fi furat de pe loturile de la Buzău în sus spre Pașcani, acolo înseamnă că se fură de pe șantierele domnului Umbrărescu. Dacă se fură dinspre Ploiești spre Buzău, acolo e o aglomerație, chimele de firme din Italia, România, Bulgaria, Turcia, înțelegeți? Trebuie văzut cât s-a furat și de pe care lot din cele trei Ploiești Buzău. În contextul de față, acum ne putem aștepta, Doamne ferește, constructorii unde au întârziat aceste șantiere de pe lotul 1 și lotul 2, să vină să spună, domne, întârzierile sunt cauzate și de aceste furturi, unde cineva a furat 100, 200, 300, 500 de, de litri de motorină în speța de față. Care sunt, până la urmă, mijloacele de supraveghere? Există camere de supraveghere pe șantierele acestea, pentru că îmi imaginez că dacă investițiile sunt atât de importante, ele trebuie supravegheate. Cred că sunt chiar companii care se ocupă de supravegherea șantierelor și care încasează bani importanți cu niște contracte destul de generoase. Nu știu dacă ne mai auzim, Ștefan Nedveș. Da, ne vom întoarce la aceste informații. Scurtă pauză și revenim. Interesează în mare măsură cum va fi vremea în această mini-vacanță de Sfânta Maria. Avem o legătură de serviciu cu doamna Diana Giurgiu, meteorolog de serviciu la ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Prima întrebare legată de litoral, pentru că mulți români se vor afla acolo în aceste zile. Vor avea parte de vreme frumoasă? Bună ziua! Într-adevăr, pentru zona litoralului, din punct de vedere termic și acolo temperaturi cu mult mai ridicate decât ar trebui să avem la această dată, astfel încât maximele în zilele următoare vor fi de 27-30 de grade în zona litoralului, iar pe parcursul nopții acestea nu vor coborâ sub 21-22 de grade. Iar probabilitatea de ploaie va fi extrem de redusă. Apa mării astăzi 24-26 de grade. Haideți să mergem și la munte, pentru că vor fi de asemenea oameni care vor prefera să dea căldura de la mare pe răcoarea muntelui. Vor găsi, nu știu, o atmosferă plăcută fără ploi la munte? Dacă este să vorbim într-o primă fază despre aspectul termic și pentru zona montană, o vreme cu mult mai caldă decât ar trebui să avem în această perioadă, iar dacă este să vorbim despre aspectul ploilor, pentru zona montană, de regulă după amiaza și în a doua parte a zilei, vor fi reprize de ploaie, adică reprize de ploaie, mă refer la acele averse specifice sezonului cald, însoțite, bineînțeles, și de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. Bineînțeles că, punctiform, aceste averse pot fi și însemnate cantitativ și pot fi însoțite și de căderi de grindină.
Erau anunțate precipitații pentru sfârșitul acestei săptămâni, doamna Giurgiu. S-a modificat prognoza? Va fi cald în toată țara? Dacă sunt anunțate precipitații, asta nu înseamnă că nu va fi și cald. Trebuie să vorbim despre aspectul termic în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat în această dimineață mesajele privind canicula și disconfortul termic, astfel încât și pe parcursul acestei zile, dar și mâine și în extindere pentru ziua de poi mâine, partea de vest, de centru și de sud a teritoriului se află sub incidența unui cod galben privind canicula și disconfortul termic, iar partea de sud a Crișanei, Banatul, sudul, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Munteniei, toate aceste zile se află sub incidența unui cod portocaliu privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic accentuat. Astfel încât, dacă este să vorbim despre zonele aflate sub incidența codului galben, așteptăm acolo temperaturi maxime de 35-37 de grade, iar pentru zonele de sub incidența codului portocaliu, 38-39 de grade din punct de vedere al temperaturilor de pe parcursul zilei. Spuneam că în aceste zone sunt bună parte din județe cu temperaturi de peste 35 de grade, apare acea caniculă. Disconfortul termic în toate aceste două zone este accentuat, astfel încât și acel indice temperatură umezeală ITU depășește pragul critic de 80 de unități. Și în restul țării însă o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal la această dată, spuneam, plecând de la 27-30 de grade în zona litoralului până undeva la 33-34 de grade în celelalte zone. Și dacă este să vorbim și despre temperaturile de pe parcursul nopților, local acesta caracterizează o noapte tropicală, astfel încât nu vor coborâ temperaturile pe parcursul nopții sub 20 de grade, acestea vor fi chiar până undeva la 25-26 de grade în dealurile de vest. Dacă este să vorbim despre aspectul ploilor în zilele următoare, spuneam că acestea își fac apariția mai mult în zona montană, în zona submontană, și pe arii ceva mai restrânse în restul teritoriului, în zonele mai joase de relief, îndeoseb din zonele mai joase de relief din jumătatea de vest a țării. Peste 200.000 de turiști sunt așteptați la mare în această mini-vacanță, dar vor fi și unii care vor rămâne în București, așa că ne interesează și cum va fi vremea în capitală. Și în București, o vreme caniculară, temperatură maximă în zilele următoare, cu mici variații de la o zi la alta, între 35 și 38 de grade, cu valori mai ridicate îndeoseb spre sfârșitul acesta de săptămână, iar din punct de vedere al ploilor, nu așteptăm în zilele următoare ploi în capitală. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Important e să știm că la mare vor fi zile frumoase în această mini-vacanță de Sfânta Maria. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 12 la Newspass. Aveți o după amiază liniștită.